Atentatul de la Charlie Hebdo, cruzimea execuției, dezorientarea autorităților franceze, consternarea unei lumi întregi, toate au golit parcă de sens lumea de azi. O combinație îngrozitoare de execuție mafiotă și terorism. Vă amintiți cu siguranță aceste imagini. Liderii lumii mărșăluiesc prin Paris. Solidaritate în fața violenței, a cruzimii, a terorii. Ce spuneau acești lideri? Ce spuneam cu toții? Ce continuăm să spunem? Că valorile toleranței, ale păcii, ale unei lumi libere, fără violență, sunt pilonii pe care stă lumea noastră. Odată mutate în Europa, atentatele teroriste ne-au deschis ochii pentru ce se întâmplă în restul lumii. Restul lumii, să ne înțelegem, fiind aici, aproape la cum se circulă astăzi. O aruncătură de băț, vorba aia. Am aflat atunci că terorismul ucide aproape zilnic, constant, că drama pe care am început să o trăim în Europa, o trăiau unii prin alte părți de multă vreme și chiar la o scară mult mai mare. Atacurile puse la cale de militanții Boko Haram s-au produs în același timp cu cele din Franța, dar cum zona respectivă este izolată, informațiile despre masacru au ajuns greu și târziu atât la presa nigeriană cât și la agențiile internaționale. Publicația britanică The Guardian notează că în partea de nord a Nigeriei, vizată de atentate, sunt foarte puțini jurnaliști și, în plus, ei sunt o țintă pentru jihadiști. E, ce însemna în fond acel marș al liderilor, acel marș pentru pace și non-violență, pentru o lume a oamenilor liberi? Însemna o reafirmare a faptului că Occidentul luptă pentru pacificarea lumii. Iată câteva atentate din ultimii 2 ani din lumea aia nepacificată. 2 aprilie 2015, Garissa, Kenya. Militanții Al-Shabaab au năvălit în căminele de studenți ale unei universități, omorând aproape 150 de tineri. 17 iulie 2015, Diyala, Irak. Un terorist a intrat cu un camion în care se aflau bombe într-o piață din Irak. Cel puțin 130 de persoane au fost ucise. 12 noiembrie 2015, Beirut, Liban. 2 atacatori s-au aruncat în aer într-o zonă aglomerată și au ucis 43 de oameni. 27 martie 2016, Lahore, Pakistan. Un terorist s-a aruncat în aer și a omorât de Paște 70 de persoane, printre care mulți copii, într-un parc de distracții. 11 mai 2016, Bagdad. Aproape 100 de persoane au fost ucise în 3 atentate cu bombe din capitala Irakului. Toate 3 au fost revendicate de stat islamic. 3 iulie 2016, Bagdad, Irak. Mai mult de 250 de persoane și-au pierdut viața după un atac sinucigaș cu bombă într-un cartier comercial foarte aglomerat. Este considerat cel mai sângeros atac cu bombe asupra civililor al rețelei stat islamic. Iar acestea sunt doar câteva dintre atentate. Și acum să ne întoarcem la valorile Occidentului. Parcă altfel ne întoarcem acum, nu? La solidaritatea umană în fața cruzimii, a violenței și a crimei. Liderii lumii nu au mărșăluit în Paris atunci pentru ziariștii uciși la Charlie Hebdo. N-au mărșăluit doar pentru francezi, sau doar pentru europeni, sau doar pentru lumea civilizată. Nu! Ei au mărșăluit pentru o lume a păcii și a libertății pentru toți oamenii acestei lumi. Cumva ironic, dacă ar fi să existe vreo ironie în toate astea, dar imediat după Charlie Hebdo, Europa s-a confruntat cu un imens val de emigranți. Oameni plecați de peste tot din aceste zone unde au loc atentate la ordinea zilei, unde sunt războaie civile, unde libertatea e doar un cuvânt. State întregi unde părinții își văd copiii murind, unde ziua de mâine e un dar. Sute de mii de oameni, mulți cu copiii în brațe, au luat calea Europei.
Într-adevăr, Europa s-a aflat și se află încă în fața unei mari provocări. Toți oamenii au dreptul la viață. E scris în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Și atunci ce faci? Îi lași pe unii care vin să-și salveze viața să moară la tine în poartă? Serios? Păi hai să rupem Declarația aia a Drepturilor Omului. Ce mai facem cu ea? Pentru mulți impulsul a fost și încă mai este. Gata! Ridicați gardurile! Puneți câinii pe ei! Nu devii tu însuți terorist când te comporți așa? Mai aveau puțin și ziceau că toate atentatele teroriste de la acești oameni din țară, ba chiar și războiul din Siria, nu sunt decât niște butaforii prin care teroriștii adorm vigilența Europei. Pe bune? Amprenta culturală a acestor oameni este atât de puternică încât cine crede că integrează mase mari de musulmani, că îi trece la creștinism, că îi face să gândească altfel, se înșală. I'm putting the people on notice that are coming here from Syria as part of this mass migration, that if I win, they're going back. Într-adevăr, ce-i de făcut? Renunțăm la drepturile omului pentru o vreme? Așa cum ne propunea doamna Prună de la justiție? Știți ce, fraților, pentru ăia câțiva se suspendă treaba asta cu drepturile omului. Noi ăștia din vest suntem ceva mai oameni decât voi. Mai plimbați-vă puțin pe la gardă, așa, o să vă căutăm noi, ca la interviuri. Dumneavoastră, știți, eu aș vrea să beneficiez și eu de drepturile omului, să fiu considerat om, la fel ca domnia voastră. Numai puțin, un moment, deja... Nu, nu avem momentan niciun loc liber pentru postul ăsta de om. Lăsați dumneavoastră un CV, un număr de telefon, o adresă de mail și vă căutăm noi. Da, cu hai, Roiu, că poate dăm și drumul la câini, da? În acest moment știm foarte bine, atentatorii din ultimii 2 ani sunt născuți și crescuți în Europa. Dar uite, asta e o întrebare. Chiar au fost născuți și crescuți în Europa? Nu m-am dilit cu conspirațiile, altceva întreb. Oare ei au fost cu adevărat în Europa sau au stat în niște cartiere ei între ei? Altfel, cum e posibil ca un copil care a fost la școală, care a învățat și a crescut în cultura toleranței și a libertății, într-un stat laic, să comită astfel de atentate? Dar oare au fost la școală și până la ce vârstă? Da, multe întrebări. Cine ar fi crezut că Bruxelles, casa Uniunii Europene, va ajunge în anul 2015 și cuib pentru unii dintre cei mai periculoși teroriști ai momentului? Cel puțin 2 dintre aceștia s-au născut aici, în Molenbeek, una dintre cele 19 comune ale Bruxellesului. Haideți să reluăm, că poate așa învățăm și noi. Drepturile sunt universale, oamenii sunt egali și toți au dreptul la viață. Și mai știți ce? Economia e globală, nu? Da, ultra-globală. Banii și mărfurile circulă dintr-un capăt în altul al lumii. Resursele la fel, petrolul și aurul, diamantele și gazele naturale. Dar oamenii de ce să nu circule? Grele decizii are de luat Europa, nu? N-am nici eu, iadă, păi, iadă, pătai, dar mă, eu apă cu una, iadă, una, iadă, mi-adă, două, ce pătai, două...